Din nou împreună, alături de invitatul meu, inginerul Ionel Apostol, președintele Fundației Asociației Civice Împreună pentru a 8. Apropo, cum a luat naștere această asociație? Această asociație a luat naștere acum mai bine de 2 ani de zile, dintr-o întâmplare. Eram cu câțiva prieteni, unul dintre amicii mei, Cătălin Urtoi, care este vicepreședintele asociației. Da. Vroiam să facem o interpelare al directorului de la Spitalul de Copii, să aflăm în ce stadiu se află proiectul viitoarelor lucrări. La Spitalul de Copii. Pentru că, într-adevăr, spitalul arăta deplorabil și am mers acolo împreună cu presa, am discutat civilizat cu domnul director. Dar atunci nu erați... Nu eram asociați. Erați partidul Forța Moldovei. Nu, nici vorbă. Nici în numele deci nu partidului. Avea, nu era da. Numele partidului, era da. Numele cetățeanului. Așa. Ionel Apostol. Cetățeanul, deci. Da. Da. Și atunci ne-am gândit, eram scandalizați de faptul că lucrurile nu merg bine, că Iașul este în cădere liberă și toată lumea a fost de acord că nouă ne lipsește infrastructura. Ieșirea spre lumea civilizată, o autostradă care să aducă beneficii materiale zonei din care, da. În care trăim. Și atunci am zis, băi, hai să încercăm să facem un grup. Și am funcționat mult timp, chiar un an și ceva, ca și grup civic. Uh-huh. La acest grup au aderat foarte mulți oameni, universitari mulți, oameni, chiar oameni de afaceri. Pe parcurs, unii s-au mai diluat, pentru că știți cum e, când da. E vorba de muncă, oamenii mai pleacă. La spectacol, se îngrămădesc tot. Le plăcea, dacă se putea. Dar am rămas un grup foarte solid și foarte compact, care am continuat și am făcut Asociația Împreună pentru 8. Asociația are în acest moment, ca și membri, peste 100 de oameni. Cum a intrat autostrada peste voi? Pentru că voi ați mers la spitalul de copii atunci. Păi, eu eram încă din 2013 angrenat în promovarea autostrăzii deci, Ungheni. Atunci erau primele semnături adunate la nivel de intenție să testezi opinia publică cât de interesată e? Nu, vroiam să transmitem publicului într-adevăr că nevoia de Moldova și Iașu are o soluție prin construirea acestei autostrăzi. Da. Ca lumea să priceapă și să subscrie la această chestie. Da. Bine, trebuie să îți spun că sursa ta de inspirație a fost accentuată de ceea ce ai văzut în Italia. Da. Tu din 2000 până în 2009 exact. Ți-ai făcut ucenicia în Italia și acolo spui un lucru foarte interesant și îl citez: experiența de azilant în Italia m-a făcut să iubesc oamenii și viața. Ce înseamnă asta? Cum adică? Păi... Te-ai dus în Italia neiubăreț sau... Nu. Abia acolo îți dai seama unde îți sunt rădăcinile, de unde vii și încotro mergi. Acolo ești într-adevăr un azilant, ești un om care, cum erau din nenumărate țări ale lumii, adunați și încercau să-și creeze o viață mai bună. Numai că, la un moment dat, acolo încep să apară problemele de tip... nu neapărat social, ci probleme de sentiment național care apare în sufletul unui om. Da. Și începi să vezi că tu nu poți să te identifici cu... Aveai în jur de 30 de ani. Exact, da, eram destul de tânăr. Da. 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 Lucrasem în Consiliul Județean. Când îți am mai amintești la 30 de ani ce făceai? Mi-amintesc. Eu am fost un luptător din totdeauna. Sunt convins că n-am fost omul perfect, nimeni nu este perfect pe lumea asta, dar nu am nici motive pentru care să-mi pară rău. Am încercat întotdeauna să fiu vertical. Am început viața mea, să zicem, politică, cumva s-a mulat pe personalitatea lui Corneliu Coposu, vă spun sincer. Eu am fost membru Partidului Național Țărănist, creștin democrat, și școala Național Țărănist, așa cum era ea, cu plusurile și minusurile care erau, mi-au prins bine pentru tânărul Ionel Apostol din vremea respectivă. Da. Ce făceai în Consiliul Județean? Am lucrat la Direcția de Administrare a Drumurilor Județene. Aha.
ca să vedeți cu o tangență tot am avut cu... Deci tot cu drumurile ai fost. Tot cu drumurile, da. Și acum ai rămas pe drumul. Și acum am rămas pe drumul. Nu, acum trebuie să punem neapărat în practică acest lucru, deci autostrada Ungheni-Iași-Târgu Mureș trebuie să fie în fapt, altfel Moldova este va fi pierdut. Stai să nu ajungem din nou la autostradă, să rămânem puțin în Italia. În ce zonă ai fost? Roma. La Roma. Chiar locuiam în apropierea Ministerului de Externe. În acești aproape 10 ani cât ai stat în Italia, ai văzut să se construiască un kilometru de autostradă pe acolo? Bineînțeles. Bineînțeles, asta chiar mă surprindea cu câtă abilitate și câtă organizare aveau, încât bucăți din autostradă apăreau peste noapte. Treceam o dată, să zicem, pe lună, treceam printr-un loc, treceam după o lună de zile și vedeam acolo o altă intrare pe autostradă, alte zone de autostradă construite. Deci Italia oricum este... cred că printre cele mai interesante țări ale Uniunii Europene. Rețele de autostradă. Rețele de autostradă, da. Și Germania și Italia. Și Germania și Italia. În Italia sunt făcute mai diferit față de Germania. În Germania s-a consumat mai mult beton, pe când aici e făcută sub altă structură, pentru că ei avantajul solului. Au făcut și cazemate germanii sub autostradă, nu? Cândva. Deci, să revenim la tine. După experiența Italiei, ai revenit în România. Da. Nu te-ai mai angajat la Consiliul Județean? Nu, nici vorbă. Ai început o afacere particulară, pe cont propriu. Și în același timp ți-ai dat seama că ai prea mult timp liber și trebuie să te umpli cu ceva. Și acel ceva a fost expresia sau rezonanța civică a semenilor tăi. Timp liber nu aveam chiar așa de, bun. Lasă-mi meargă bine. Nu puteam să stau indiferent și să văd cum această zonă moare, știind că de aici avem cei mai mulți emigranți din Uniunea Europeană, cel puțin, că pleacă din zona noastră. Se știe foarte clar statistic că în jur de 17,7% pe an din 3 emigranți pleacă din zona Moldovei, față de 9, ceva din celelalte zone ale României. Deci noi avem aproape dublu. Asta este un semnal de alarmă care ar trebui să-l luăm în seamă foarte serios, că în câțiva ani vom ajunge, într-adevăr, va fi depopulat. Da. Iar eu nu vreau să neapărat să văd pe aici numai vietnamezi și chinezi. Da, mi-e simpatici și văd că vin în vizită la mine, dar nu că viața mea va depinde de ei. Asta este. Fără să fiu cumva... bine, eu nu sunt un, globalist. Da. Eu văd lucrurile conservator, eu cred pentru că sunt un conservator. Da. Nu atât conservator, dar eu cred că fiecare din noi ar fi trebuit să aibă experiența unei alte țări, cum ai fost în Italia, ca să-și realimenteze sentimentul patriotic. Este foarte adevărat. Pentru că de acolo începi să simți ce înseamnă dragoste de țară. Sigur. De acolo începi să simți care sunt valorile tale naționale. Și atunci, vorba ta, nu ai tu ceva cu vietnamezii, chiar simpatici, sau cu chinezii, care sunt mulți. Dar trebuie să înțelegem un lucru, că țara noastră este țara noastră. Nu poate fi a chinezilor, nu poate fi... Fiecare și are țara lui. Așa este. Nu? Și e foarte interesant că voi, de exemplu, v-ați concentrat pe un lucru, gen autostradă, care unește. Chiar dacă unește punctul A cu punctul B, dar îl unește pe Ionel Apostol cu Adi Cristi, îl unește cu, știu eu, Casa Maria Spiridon, cu oameni care te-ai întâlnit vreodată cu Casa Maria Spiridon? Nu. Dar autostrada te unește. Absolut. Înțelegi? Și aduce pe toți în acel punct de solidaritate. Chiar acest lucru l-am subliniat la Chișinău în discuția pe care am avut-o cu oamenii de acolo acum câteva luni. Ne-am spus, autostrada, pe lângă faptul că unește, ea nu trebuie să aibă granițe.
Deci noi vorbim de economie. Economia trebuie să funcționeze, să aibă o șansă la viață toți oamenii, deci mai ales dintr-un stat. Să aibă cât mai multe bretele. Pentru că dacă o autostradă are cât mai multe ieșiri și intrări, atunci ea servește mai multor oameni, mai multor interese. E așa foarte este. Important da. Ca autostradă, de o autostradă să fie legate cât mai multe localități. Pentru că, nu? Ca și în organism. Pe lângă venele principale sunt... Păi, autostrada asta A8-ul ar merge chiar până jos la Odessa. Da, proiectarea da. Ei da. Este să ajungă în nordul Mării Negre. Da. Și întotdeauna s-a pus în discuție acum câțiva ani, până mai ieri, de fapt, că autostrada nu ar fi rentabilă, această porțiune. Dar asta pentru faptul că nu se dorea construită. Uh-huh. Dar nimeni nu s-a gândit că o autostradă de acest gen ar aduna toată populația din nordul Mării Negre încoace, ar uni încă două orașe importante, cum este Odessa și Chișinău, care unul are aproape 1 milion de oameni și celălalt, cred, Odessa cred că e mai mare. Da. Așa? Că și autostrada ar fi sustenabilă, iar s-ar autofinanța, practic. Bun, și ar fi o cale, nu, spre Georgia, spre partea asta de fostă Uniune Sovietică, nu? Adică... Toată lumea ar traversa prin România, care ar fi drumul cel mai scurt spre Occident. Da. Spre bunăstare. Acum, când tu ești inginer mecanic, da. Când mai ai două specializări prin masterat, care, știu eu, țin de securitatea muncii, de, nu? Da, da. Una dintre ele. Da. Nu crezi că ai învățat degeaba? Nu, a învățat niciodată, nu poți să-ți pui problema. Nu, dar în zona asta de... Ești inginer mecanic. Da, da, da. Aici da, pentru că știi ce înseamnă să-ți schimbi planetarele, știi ce, bucșele, știi? Vezi lucrurile în... cât de cât transversal în momentul când ai un studiu, ai studiat ceva. Da. Deci nu reușești, dacă nu ai studiat nimic, nu ai cum să vezi lucrurile în profunzime, la asta mă refer. Adică în secțiune. Tu faci o secțiune prin motor și îți dai seama exact așa vedem ce se întâmplă cu cilindru. Măcar vizual. Da. Da. Hai să te mai întreb ceva. Vă rog. Hai să spunem cum ai definit. Tu la 58 de ani ai să mă invit să mergem pe autostradă. Sper mai devreme. Da. Ce vei face după aia? Că A8 e gata. Gândiți-vă că la 58 de ani va fi A8-ul gata, nu? Da. Și apoi ăsta, asociația se numi Împreună pentru ce? Păi să știți că chiar din start noi ne-am gândit să facem această asociație pe această nișă. Deci ne gândim că în momentul când autostrada Ungheni-Iași-Târgu Mureș se va da în folosință, această asociație să se descompună. Și nu-i păcat de experiența pe care voi ați adunat-o ca asociație civică? Vom face un muzeu. Vom împărți ceea ce am învățat noi altor asociații. Dar de ce nu veți continua și cu altceva? Pentru că eu sunt sigur că nu e singura problemă în Moldova. Dezvoltarea Moldovei, într-adevăr, nu ține numai de o autostradă. Într-adevăr, noi avem probleme destul de grave. O să luați și cu aeroportul, pe urmă. Sigur că da. Nu? Și acest lucru este o chestie importantă. Că tot e o cale de acces. Un aeroport de zonă este absolut necesar. Acest aeroport, de exemplu, care s-a construit la noi, este subdimensionat. Nu, asta e peticit. Se vede, da, este o chestie făcută în pripă. Da. Unde era la Consiliul Județean peste vreo 4-5 ani au fost proiectele, primele proiecte până în 96, da, 97, Fleischer, 98 Fleischer, da. Iordache Popa, da. Dumnealor se ocupau în momentul respectiv despre exact. De proiectul auto. Și era vorba să-l mute, să facă unul nou într-o zonă mult mai, cu un teren mai generos, dar
Au fost discuții, da. Cred că era o idee bună, din punctul meu de vedere. De altfel, zona noastră va trebui, într-adevăr, în următorii 20 de ani să aibă un aeroport mult mai mare și care să fie un aeroport de legătură, care sunt convins că o să aibă suficienți clienți acum, la nivel național. Revenind la A8, împreună pentru A8, revenind la ceea ce s-a întâmplat ieri la Suceava, ai simțit că, iată, Moldova începe să se simtă unită? Da, într-adevăr. Pentru prima dată oamenii și-au dat mâna și au început să înțeleagă că trebuie să facem ceva, că nu trebuie să mai stăm să așteptăm nimic de la nimeni, ci noi, prin noi, să încercăm să facem o mișcare. M-a surprins foarte mult și atitudinea presei, în general, presa foarte receptivă, chiar presa națională. Asta a fost un subiect de presă, când faci un metru de autostradă și pe el se înghesuie toată România. Dar cel mai surprinzător este faptul că la această mișcare au aderat oameni cu un puternic... Oameni de afaceri importanți. Oameni de afaceri foarte importanți, sigur că da. Da, sunt... Asta arată că, eu zic că avem resurse ca popor să ne redresăm. Deci, numai că avem nevoie de o mentalitate nouă. Da, exact, exact. O chestie care să ne... În editorialul de ieri, exact lucrul acesta l-am surprins. Editorialul se intitulează 15-15-15. Deci 15 martie, 15, ora 15, 15 minute de tăcere, de nemișcare, de concentrare. Și spuneam că mentalitatea noastră trebuie schimbată. Din mentalitatea mâinilor întinse, trebuie să avem mentalitatea celui care face, a celui care construiește. Și e un semnal dat, iată, tot din Moldova, tot de la Iași. Pentru că eu țin minte un lucru. În momentul în care s-a pus regionalizarea țării, în cele 8 regiuni, a început un măcel între municipiile Moldovei, Transilvaniei, Munteniei, care să fie capitala. Și din cele 8 provincii istorice, pentru satisfacerea orgolilor s-a ajuns la vreo, știu, 18. A fost o mare greșeală, după părerea mea. O mare greșeală care a învrăjbit moldovean cu moldovean, ardelean cu ardelean, sucevean cu ieșean, cu băcăuan. Da. Deci asta este inadmisibil. Da. Eu nu știu, cred că a fost făcută cu intenție. Așa am senzația că a încercat să ne uniformizeze cumva. Tu nu poți să uniformizezi Iașul, care este, are o istorie atât de importantă și pentru România, și nu poți să uniformizezi legătura mea de la Iași cu Gălățeanu, care este portul Moldovei din totdeauna. Deci noi trebuie să existăm ca regiune, să fim regiunea istorică Moldova. Da. Deci nici vorbă că eu aș fi în vreo concurență cu Băcăuanu sau cu Suceveanu ca să obțin ceva. Nu, noi trebuie să obținem toți la fel, dar în această structură. Da, e de înțeles această reticență și, știu, această avalanșă de orgolii atâta timp cât totul se joacă pe bani. Pentru că Suceveanu se gândea în sinea lui hohotitoare că dacă Iașul este capitală, toți banii vin să se duc la Iași și eu rămân doar cu ce mi-aruncă peste gard. Aici e optica greșită. Nu. Banii trebuiau, așa cum s-a încercat, nu știu dacă s-a reușit, să fie direcționați pe proiecte. Absolut. Și pe necesități, că dacă Suceveanul nu e în stare să facă un proiect, mai bine la Iași să-i mai facă și Iași un proiect. Aici e vorba de abilitățile oamenilor politici, că până la urmă cetățeanul de rând vede lucrurile, recunoaște inclusiv ce este al cezarului să fie al cezarului,
Dar pentru că tot se raportează la orașul nostru, la Iași, pentru că o recunosc ca și capitala zonei. Da. Noi nu ne-am arogat niciodată de aici, de la Iași, mari merite, că suntem noi tătucii acestor zone. Nici vorbă. Da. De aceea le transmit public, celor din Bacău, de exemplu, care e posibil să se uite la televizor în acest moment, da, să nu aibă absolut niciun fel de complex față de Iași, pentru că Iașul nu este într-o concurență cu Bacău niciodată, ci suntem asociați. Noi facem parte din aceeași provincie istorică și trebuie să luptăm pentru aceleși deziderate. În concurență, că ai numit Bacău, orașul în care eu m-am născut, dar am stat până la 3 ani, în concurență cu Bacău, de fapt, nu a fost Iașul. Ion Solcanu a fost în concurență cu fostul lider al pedeseriștilor de atunci, timpul, din Bacău. Da, da, da. Deci nu discutam că Băcăuanu era în concurență cu Ieșeanu. Exact ceea ce vă spuneam. Da. Nu omul de rând, ci omul politic. Deci, iarăși, a creat politica, această distensiune dintre noi și ceilalți. Și hai să dăm și un exemplu pozitiv privind concurența sau pretinsa concurență. Iată, Ștefan Mandachi, de fapt, luptă și el pentru o autostradă care să lege nordul țării de sudul țării. Voi, sau noi, pentru că mă implic și eu, luptăm pentru a lega estul țării de vestul țării. Deci sunt două axe care nu ne împiedică, din contra, ne adună. Am și demonstrat deschiderea pe care Asociația Împreună pentru a 8 a avut-o față de ideea în general de autostrăzi în Moldova. Domnul Mandache nu a specificat el foarte clar că își dorește numai spre sud, sau, dar din videoclipul care a desenat autostrada spre sud. Că a mers pe o parte, s-a întors pe altă și n-a găsit nimic. Da. E o chestie pur simbolică până la urma urmei, dar din discuțiile care le-am avut personal cu domnia sa, a spus că și el își dorește foarte mult autostrada spre Ardeal, pentru că spre Occident, spre Europa Centrală și de Vest. Pentru că aia este singura soluție a zonei noastre ca să reușim să ajungem din urmă pe drumul ceilalți. Cel mai scurt spre Occident, nu? Sigur, este de la Iași la Târgu Mureș, Cluj și așa mai departe. Oradea. Da, da. Acela este drumul cel mai scurt. Da. Și chiar dacă s-a încercat, revenind la politicieni și la politruci uneori, să ne bage zâzanie între noi, spunând că autostrada A13, care e prevăzută în master planul general pe locul 11 din 12, să zicem. Da. Chiar dacă ea e A13. Chiar dacă e A13, să fie construită înainte autostrăzii Ungheni-Târgu Mureș. Da. A fost o chestie pur politică pentru capitalul care se putea câștiga de aici. Da, se vorbea și de A9, tot așa. Nu, e A7-le care... Și A9 care? A9 nu există. Nu există A9? O să inventeze un A9. Inventeze și inventează. Sigur. Da, Sibiu... S-ar putea să fie... Nu? Pitești, Sibiu. Sincer să fiu, nu știu care este A9. Da. Da, e o temă de cercetare. Da, e o temă de cercetat. Da. M-a fost atât de interesat de A8, A7, A13, încât am ignorat și îmi fac mia culpa. Bun. Acum, iarăși un lucru care, iată, spre finalul emisiunii trebuie să-l atingem și să revenim la Gregoriana Tudoran. Asociația voastră și-a asumat și acest deziderat de a avea un reprezentant în Parlamentul European. Și nu doar la nivel de, știu eu, asistent, de observator, cât mai ales cu forța europarlamentarului. Sigur că da. Deci, voi vă implicați printr-un vot pe care îl cereți pe persoană fizică, da? Vă implicați și în zona politicului. Am fost forțați de împrejurări să o desemnăm pe doamna Gregoriana Tudoran ca și candidat independent, sprijinită de Asociația Împreună pentru 8 pentru alegerile europarlamentare. Eu consider că nu este absolut nicio greșeală, că noi nu facem o politică de partid,
noi facem o politică europeană, noi ne dorim... Să-i spune cuvântul ăla, că facem politica cetățeanului. Politica cetățeanului, da, da. N-aș fi vrut să intru într-un tipare, să știți. Nu, dar astea sunt mesaje pe care telespectatorii noștri cu siguranță că le pot înțelege și le pot explica. Din păcate, chiar pe lângă entuziasmul foarte multor oameni legat de inițiativa noastră, au apărut și anumiți contestatari care ne văd pe noi deja intrați în politică. Dacă acest lucru ar fi fost cumva adevărat, poate în acest moment aș fi fost eu pe listă ca președintele organizației sau domnul Cătălin Urtoi sau știu eu alte persoane din asociația noastră. Noi, în schimb, am considerat că trebuie să trimitem un om la Bruxelles, iar noi să folosim datele respective și să le comunicăm în timp util și în permanență guvernului pentru a nu mai avea motive să ne întârzie proiectul nostru de suflet, autostrada Ungheni-Târgu Mureș. Iată cum, stimați telespectatori, invitatul meu din această emisiune, domnul inginer Ionel Apostol, a încercat să vă demonstreze că societatea civilă nu este reprezentată doar de cei care aruncă cu vopsea pe zidurile instituțiilor statului de drept, ci, în primul rând, este reprezentată de oamenii care se gândesc la interesele domniilor voastre, ale cetățenilor în general. Să încercăm să sperăm că efortul lor va fi succesul nostru, a celor care nu ar trebui să mai stăm deoparte, ci să ne alăturăm așa cum există acest titlu, împreună pentru a 8. Stimați telespectatori, până la o viitoare emisiune, vă spunem la revedere!